Iulian Strechea din comuna Ipotești a parcurs în bune aproape 5 km în fiecare zi pentru a ajunge la școală. Pentru că de cele mai multe ori drumul era parcurs pe jos, efortul făcut era resimțit din plin. Din toamnă însă va merge la școală cu microbuzul. Noi ne duceam pe picioare mereu și iarna era foarte greu să ne ducem, mai ales când ploua, ningea, era foarte greu să ne ducem. În situația lui Iulian sunt cei mai mulți dintre elevii care învață la școala din Ipotești, deoarece instituția de învățământ se află la ieșirea din comună. Demersurile făcute de-a lungul anilor de autoritățile locale pentru a-i scăpa pe copii de povara drumului spre școală au dat rezultate abia acum. Cât de important este acest microbuz școlar pentru administrația de la Ipotești? Este foarte important, datorită faptului că 75% din copiii de la școala Ipotești, gimnazială, se află situați la 2-3 km de școală, în partea de nord a localității. Olțul se numără printre județele cărora le-au fost repartizate cele mai multe microbuze. Mijloacele de transport școlar au ajuns deja, iar angajații primărilor le pregătesc pentru a putea fi utilizate încă din prima zi de școală. În prima etapă am avut cea din 2014, în perioada iulie-octombrie. Am avut 14 microbuze. În a doua etapă am avut, în perioada aprilie-iunie, la fel 13 microbuze. Este vorba de microbuze 16+1. Iar în cea de-a treia etapă, care s-a desfășurat zilele trecute, săptămâna trecută și săptămâna asta, au fost ridicate încă 30 de microbuze. Urmează să perfectăm actele necesare, ținând cont de partea financiară, ne descurcăm. Sunt și persoane care îndeplinesc condițiile pentru a putea obține acest post de șofer, adică să dețină D1, să poată să-l conducă. În acest an au mai primit microbuze Palatul Copiilor din Slatina și cele două cluburi școlare de la Slatina și Caracal.